Agenția Națională pentru Reglementare Energetică acționează în judecată Termoelectrica, acuzând-o de încălcarea codului contravențional după ce a majorat facturile pentru energia termică în luna ianuarie. Acțiunea vine și ca urmare a petiției online semnată de consumatori în acest sens. Agenția a examinat datele privind temperatura agentului termic furnizat în rețeaua termică de către Termoelectrica și a verificat corectitudinea emiterii de către furnizor a facturilor. Drept urmare, s-a constatat că în perioada de facturare pentru luna ianuarie 2020 a constituit în medie 32-36 de zile, fapt ce contravine prevederilor regulamentului privind furnizarea energiei termice, care prevede termenul de maxim o lună. Astfel, ANRE a întocmit procesul verbal cu privire la contravenție, care a fost contrasemnat de către reprezentanții Termoelectrica și transmis instanțe de judecată, care urmează să stabilească valoarea amenzii.